Te Am auzit despre, de exemplu, că Arsenie Boca avea capacitatea aceasta. El, când era în închisoare, a fost văzut la biserica unde stătea el, a fost văzut de către, de către oameni. Da, da, o spun că lugării care l-au respectat, l-au iubit și ca să-i să creeze o supra. Deci, oricum, Arsenie Boca, eu, Olteanu Ioan, recunosc. Că din punct de vedere spiritual era mult deasupra multora. Mă înțelegi? Dar de aici, că așa sunt, sunt zeci de povești și de ale chinezilor, că erau chinezi care alergau cu viteza nu știu care și puteau să călătorească. Deci astea sunt niște exagerări făcute... La, la, aici intră și chestia că... Tibetanii sau șaolinii da, păi, păi, se și... pot ridica de la pământ? Da, și ei. Uite, se... ea? e fals sau? Nu e chiar fals, uite, eu asta o cred. S-au dus cameramanii acolo și, ăia când se rugau, era fric să-mi cu un cerceaf ud, se rugau, ăștia dârdeiau care îi filmau și pe ea se usca cerceaful. De ce? Pentru că ei trăind în trăirile lor interioare, mă mânse și Iisus a spus asta, că el a venit să aducă focul. De deci ce focul sacru? Cu cât organismul tău lucrează mai intens, cu atât ele își reglează și temperatura, dar ardelile sunt mai pronunțate. După șase ore, ăla trebuie să mănânce. Mă înțelegi? Pentru că l-a consumat o energie ca la un surpat. Deci organismul are propriile lui sisteme de a se încălzi și a se răci. Cu cât... Meditezi mai mult și... Cu cât, nu numai cu cât meditezi, cu cât te supui mai mult. Uite, spre exemplu, noi avem un român care a câștigat toate cursele la crosurile la pe la A câștigat vreo trei la rând. E ăla și cum face antrenament? Nu se culcă în apartament. Se culcă pe balcon iarna. De ce? Ca să-și obișnuiască organismul. Uite, eu ieri am discutat cu o doamnă și am spus știți fotbaliștii când au rupturi musculare sau așa cum se vindecă? Da, astea Se azi, bagă stai, în gheață. Da, eu, eu mă refer acum la chestiile care deja nu mai intră în normalitate. Ok, înțeleg, meditație, bă, dar levi, să levitezi? Deja aici anulăm legea gravitației. Deci aici vorbim deja De, ceva... Nu știu dacă levita Arsenie Boca dar din punct de vedere spiritual, el putea să acceseze uh, de, cam de 5-7 ori mai mult decât poate să acceseze orice om normal. Dar, dar, normal. dar putea putea intra în, în altă dimensiune? Atunci când dormea, putea să se desprindă spiritual de carcasă și să viziteze alte locuri? Uh, vezi, tu, în primul meu, în primul meu serial, ai spus despre mine că sunt profetul străjii. Mă înțelegi? În fine. Ai cam exagerat puțin. Frumos! Te? Frumos! Nu mai ridica ștacheta, frumos! Ja, a fost. Ei, nu ce nu se întâmplă? Eu de atunci și, și acum știu ce înseamnă la profet. Profet înseamnă individ care, acțio care studiază un fenomen obiectiv, nu subiectiv. Ce înseamnă obiectiv? Adică cine cont de realitate, nu deformează. Subiectiv înseamnă la realitate să mai pui câteva floricele. Bun, deci Arsenie Boca avea capacitatea să se debaraseze de, de carcasă în timpul somnului. Nu, era un mai bun călăreț, căruia subconștientul îi dădea de 10 ori mai multe informații decât îi dă unui om normal. Deci, uite, să ne înțelegem concret. Spre exemplu, tu ești pe Facebook, da? Ai nu știu câți urmăritori. Mă înțelegi? Ei, în momentul în care tu ai atâția urmăritori, tu când faci o postare, mă înțelegi, apare ca un, în fluxul tuturor celor care te urmăresc. Mai înțelegi? Deci ea apare că fiecare dintre noi pe Facebook avem propriul nostru flux. De cine crea fluxul Facebookului? ului De deci, cei pe care îi urmărim, Înțelegi? Deci nouă ne vin postările, îi, urm îi urmăresc. Și tu ai, acolo ai trei setări. Totul, uh, 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 mă înțelegi, sau selecție. E, în funcție de setările alea, ce îți vin, pe, pe, cum mai lucrează, și de fapt Facebook înseamnă o, o carte. Dar tu ce uh, îți dă o filă? Fila pe care ți o servește Facebook respectiv calculatorul e fila cu selecția sau cum ai optat tu a celor pe care tu îi urmărești. Cu cât îi urmărești mai mult, cu atât îți vin în flux și mai multe chestii. Dar nu o să-ți vină niciodată decât aleatoriu. Când Facebook-ul zice, vrea să-i facă la unul traistă, îți mai bagă peste fluxul tău și chestiile alea. Și dacă ți îți plac, mă înțelegi, apeși pac și îl urmărești și pe ăla. Corect. Să revenim la, la... Aceste dimensiuni, că aici pe mine mă... mă Dumnezeu, toate dimensiunile așa. sunt în capul, în, ARN, în capul nostru, în ARN-ul nostru. Deci este o singură dimensiune, ceea ce trăim. Sigur. Nu? Ăsta. Deci noi... În gaura neagră atunci, în cosmos. Da. Deși, nu, da, vorbim, sunt presupuneri. În interiorul ei, Da. oare nu intrăm într-o altă dimensiune din moment ce are capacitatea să înghită nu, o dăm din una nu, altă. nu intrăm într Dar în dimensioni. interiorul unei găuri negre, ce credeți că ar fi? Și <laughs> de ce râd? Pentru că eu am făcut o excrocărie care eu o consider reală. O gaură neagră al universului e, de fapt, sexul unei doamne. Dar e al universului, nu e al doamnei. Dar la o altă scară. Și sexul funcționează al femei și funcționează ca un fel de vacum. E ca o formă de vacum. Ia prin eleganța ei, prin așa, te atrage. Tu te duci și îți predai materialul, da? <gântă -i> Ea îl prelucrează, mă înțelegi? Și trans îl transformă într-un copil. Înțelegi? Deci... Universul, găurile negre Nu sunt altceva decât niște mame Care în final creează niște sori Deci înghit se hrănesc cu ce întâlnesc de, de, de cursul a mii de ani Adună materie, praf cosmic, materie, planete Sunt găuri negre Deci e o mașinărie de făcut alte planete Alte planete Sunt găuri negre într -ne. Care într-o fracțiune de secundă înghit un soare întreg Da, e ca și cum ar fi profesioniste. Nu e glumă. Deci noi suntem o copie la o, o scară infinit mai mică a întregului univers. Și în noi există tot universul. Nu o spun eu, o spun câștigătorii ai premiului Nobel. Că numărul de neuroni pe care și de celule pe care le avem e aproape echivalent cu numărul de planete, de sori, de galaxii. Spre exemplu, ficatul e o galaxie, e galaxia ca la are alte galaxia, mai știu eu că Alaltă e carul mare, alaltă e carul mic. Deci toate, or atent, toate organele noastre au frânturi de cod genetic. În ficat e o frântură de cod genetic, nu e tot codul genetic. Pentru că ficatul are celule specializate pentru anumite procese. Inima are celule specializate pentru alte procese. Uite, spre exemplu, spune ăștia că e aferia creierul lui Einstein. Pentru că lui Einstein i s-a luat și creierul și ochii. Ochii i-a băgat într-un borcan și au ajuns la o concluzie hilară. Și anume, creierul nu are numai o materie cenușie, cum ne-au mâncat nouă rahat și ne-a zis că e materie cenușie. Nu e adevărat. E și o materie albă. Și au ajuns la concluzia că unui conștient și unui subconștient. Deci, unui procesorul de bază, mă înțelegi, și unui placa de bază a calculatorului. Pentru că calculatorul nu e altceva decât un, e un creier uman făcut industrial. Să revenim la Cosmos, că ne îndepărtăm ne -ai oane, Nu ne ai o, îndepărtăm o zi, ne -ai oane, Totul are legătură am cu Am înțeles, tot. ia să revenim. Atunci, dacă am vorbit episodul trecut despre uh, Big Bang. Pică. Da. Și acum revenim. Este posibil ca la început totul să fi pornit de la o explozie a unei mari găuri negre care a tot Nu, nu e posibil asta. Nu e posibil așa. Pentru că dacă ar fi posibil asta, atunci ar trebui să acceptăm ideea de bază, care pare o pornografie. Și anume că din Eva și din Adam au ieșit toți. Nu e posibil. E, asta e simbolic. Asta e simbolistică, ca să ne explice nou. Dar Adam a mai trăit cu una, Lilith. Și asta o tot spune tot. Dar asta scrie în Biblie? nu scrie în Biblie, parcă. Nu, e în, în în apocrife, în, în, în ceea ce cei care au scris Biblia a eliminat anumite chestii. E exact da cum spun eu, deci în primul rând a existat o femeie a dracului. Și după aia, de ce, de ce vine, vine fraierul ăla de care îmi spuneai tu în mașină, da? a avut numai femei ale dracului care a zis, băi, fraiere, du-te și produce, cântă, fă așa, că eu trebuie să trăiesc bine. Și când a văzut că el a devenit gâscă de jumulit pentru toate nevestele lui, acum caută o tânără care n-are nimic și care se mulțumește cu mai puțin. Că sunt soții de șmecher și zice, stai, fraiere, ce mărțișor mi-ai luat? Băi, mie, dacă nu mi un 4x4 și să fie și poți sau să fie un Tesla electric, așa, Du-te la alta zi de-aia! Sunt femei care discută așa cu soții lor, nu chiar așa pe față da, cum o fac da. eu. Uh, uite, un, un alt subiect care... Și m ideea pe care tu mi-ai spus-o ideea filmului Chiuleandra. Toți intelectualii, mă înțelegi, caută o tinerică, o țărancă prostuță, mă înțelegi? Mitul lui Făt-frumos și al lui da, da Ce prea... Uh, se tot ne întoarcem la povești populare. Modernismul și multe personalități publice, deci modernismul și multe personalități publice, tot dezvoltă și au început să inducă, cum să zic așa, pe rețele de socializare, ideea asta cum că scopul nostru pe pământ ar trebui să nu fie niciun scop că este greșit să avem un scop, că noi trebuie doar să fim și atât, să ne bucurăm și atât. Și culma e că aceste ideologii sunt scoase de niște oameni care și-au atins stabilitatea financiară, care trăiesc și duc niște vieți de lux, ceea ce mie mi se pare greșit să, să induci tinerilor, băi, fii fi tu, pentru ce te zbați, pentru ce alergi după bani, cum vedeți? Lasă că îți dau eu, dar faci ce spun eu. Hai, măcar asta aici. Nu avea dreptate țiuția, trebuie să-și distrugă trecutul, trebuie să-și distrugă viitorul, să nu mai ai niciun scop. Și atunci ce ești? Știi, un vierme. Nu mai ești... Mi se pare cea mai nocivă, uh, cum să zic eu, ideologie să... So, so să o arunci în... Să expui așa. S o expui așa. Cu e că am văzut și la Morar cu un din ăsta mare filozof, nu știu cum îl cheamă, un tip creț așa, uh, care aceeași chestie o spunea la Damian Dr Drăghici într-un podcast cu Firicel și eu nu zic cu răutate. Băi, oameni frumoși, e greșit. Voi sunteți niște oameni care ați muncit deja, duce, nu aveți lipsuri, nu aveți greutăți. Logică vă puteți bucura de natură, de soare, da? Aveți timp. Dar pentru un tânăr care are cinci frați, da? care nu au ce mânca și n-ai cum să le induci, fi. Cum adică să fim ce? Niște zombi? Stăm așa. Yes! Las că gândesc eu pentru tine. Nu? Octave, cum o vezi? Da. Băi, e nociv, mă, frate, băi, nenorociți. La muncă, tinerii, creați, suntem creatori prin definiție, da? Odată dătători de viață și trebuie să creăm, ca să nu ia creierul razna de la prea mult bine, cred că persoanele astea publice au luat o rasna efectiv. Doar fi. Fi. Deci, da, în sfârșit. Este greșit ce se promovează. Mai te-ai auzit de vrăjitoarea Circe? E din mitologia greacă, da? E vrăjitoarea asta Circe, toți naufragiații care ajungeau pe insula lor, bărbați, ia frere și mănâncă. Și îi dădea mâncare, dar îi dădea și uh, droguri. De fapt, de aici vine Power flower, puterea florilor. Erau flori care erau droguri. Da? Adică substanțe chimice care îți modifică. Fraziule. Și din momentul ăla nu devenea bărbatul porc. Nu mai vrea, nu mai visa nici neveste, nu mai visa nimic, mă înțelegeți, să simțea în al nouălea și nici nu mai vrea să plece de acolo. Legenda spune că îi transforma în porci. Nu e transformat, e transformat cum ar veni într-un fel de zombie care nu mai vreau nimic decât să mănânce, să stea și din când în când... Carnal îl... totul. Da. E transformat în cain. Bun, okay. bun. He, singurul care n-a pus botul și n-a mâncat a fost Ulise. Știi care e culmea? Că vrăjitoarea cilce numai pe Ulise îl vrea. Zicea, nu, ăștia nu mă interesează. De ce? Pentru că Ulise a fost singurul care nu-i făcea jocul. Și ca să poți să evadeze de acolo, uite ce a trebuit La faci... început a fost cât de cât prins Un pic, nu? nu de... adică nu intrase un pic. a, fost prins, mă înțelegi, că a ajuns acolo, că l-a dus Poseidon, zeul mărilor care era supărat pe el, că el a omorât pe fisul, un ciclop cu un ochi, întâmpit, un bețiv.